despre mine. Eu sunt Virgil Ciulin și fac aici la TVR emisiunea asta, Istoria cu Virgil, care e duminica la 5 și 10. E ok? Tot ok? Dacă îmi dau cu părerea asta nu înseamnă neapărat că am dreptate. Na, da, în principal fac video despre istorie și mai nou încerc să fac stand-up comedy. Întrebări de 2 lei. Nu-mi plac, nu plac poveștile care încep cu ok. Era o întrebare capcană, nu merit ah. nimic. Ok, și i-am zis, ok, cam asta, asta nu-mi place, dar nu s așa o eminență în domeniu. Nu mai-mi plac oamenii care sunt deranjați de cuvintele în engleză folosite în vorbire, dacă folosești cuvinte care îți vin mai natural în limba engleză, care exprimă mai bine un sentiment sau un gând. Și normal că noi fiind o generație mai tânără, vine să le împrumuți mai ușor și să te exprimi în, în consecință. Eu îmi fac temele cât pot de bine. Mie mi se pare că e doar o unealtă să ne înțelegem mai ușor. Dacă mi vine mai ușor să vorbesc asta, o să spun, o să spun un cuvânt din asta. Chiar vorbeam la Perfect Imperfect numai cu o săptămână că e, a fost totul bucuiți. Bucuiești o cazare și mă cazez la hotel când ajung acolo. Cam asta e procesul. Că înainte nu făceam rezervare pe internet, la o cazare. Și acum, de când a apărut, se chema că faci booking, nu se chema că... A fost totul uh, bucuiți. Rezervarea o ficeai mai mult la telefon. Bookingul parcă vine din, din lumea internet. Chiar vorbeam la Perfect Imperfect numai cu o săptămână că e a fost totul uh, bucuiți. A bucuit. Necesitatea împrumuturilor din limba engleză, mai ales în limbajele specializate aparținând diferitelor domenii tehnice, este acceptată de normă, mulți termeni impunându-se în limbă și fiind deja înregistrați în dicționare. Dar, a apela la englezisme și în cazurile în care există un echivalent românesc perfect, este o prețiozitate. A bucui, după englezescul to book, în loc de a rezerva, este absolut gratuit. Nu aduce nicio informație suplimentară din punctul de vedere al sensului și este pe bună dreptate condamnat de telespectatorii cu simț lingvistic. Atunci când fac emisiunea despre istorie, nu bag aproape niciun cuvânt din asta rom -ngleze. Încerc să mă adresez un public cât mai larg, să o țin cât mai simplu, dar așa dacă vorbesc cu tine o să mă aștept să Înțelegi și o să fiu mai relaxat. Dar nicio grijă, vin din nou minerii să-i potolească pe golanii ăștia pletoși care citeau cărți, cântau la chitară. Ce pumni din ceafă ai meritați cărți? Auzi la -i. În timpul domnului Sol Mag Magnificul. Ah, că lu. Ah, fain. Mi se pare că, a, uite, asta ar ajuta un pic istoria. Să o faci un pic așa mai pe, cartier. Că care în cartier. Care în poziție de obiect direct este obligatoriu însoțit de P, ca pe care Domnia lui Soliman Băiatul nostru Da, înțeleg greșeala Dar nu se pare că strică cu ceva povestea Eu, de exemplu, vorbesc așa numai ca să o fac mai uh, atractivă istoria Da, mă, danezii cei mai șmecheri dintre nemți În scris, înțeleg, într-un manual oficial nu, nu e locul pentru așa ceva În timpul domniei lui Soliman Magnificul Varianta lui a articolului hotărât de genitiv dativ lui este evident neliterară. Fiind vorba de un manual, textele publicate ar trebui să fie ireproșabile atât din punctul de vedere al conținutului, cât și al limbii, pentru a nu se expune situații ridicole de a fi corectate de elevi. Chiar ascultam astăzi un podcast, un radio, să zicem. Spuneau niște oameni că o chestie care ar putea să ne unească nu numai pe toți românii, pe toți oamenii, ar fi în momentul ăsta o invazie extraterestră. După trecerea iureșului mongol din 1240, nu mai apare nimic. Zero. Nada. Că suntem așa dezbinați încât avem nevoie de un rău comun care să ne... să ne adune. Și cam pe acolo e, că nu prea suntem de acord cu nimic toți pe o treabă. Asta cred eu că e cea mai importantă moștenire a noastră de la slavi. Și mi-e greu să cred că doar pentru că se fac 100 de ani de la un mare eveniment o să fim deodată mult mai înțelepți și mai, mai uniți ca altă dată. Probabil o să se unice mici, o să se bea bere și a doua zi o să fie totul la fel. Ca altceva nu prea e. Dar măcar să nu aruncă în paharele alea de plastic de la bere pe jos după. Da, asta cu teoria conspirației nu e chiar ceva ce mă prinde. Pentru alți oameni sau alte ființe de pe alte planete, probabil suntem extra ce fi ei, că Terra, zice la noastră. Da că venim de pe altă planetă, nu